Doamne, copilul meu frumos, fetița mea dragă. Nimic nu e mai frumos la un om decât o privire limpede, zâmbitoare și deschisă. Nu există decât varianta să fii femeia mea. Eu nu-mi doresc acest lucru. Eu sunt... Nu mă interesează ce-ți dorești tu. Lumina aceasta specială o vedem mai ales în ochii copiilor, a căror experiență de viață nu a fost încă umbrită de lovituri și dezamăgiri. Acum am venit de la poliție. Vai este de foarte frică. Mine, vai de mine. Acest tricker unic este ceea ce face un om să fie frumos și, conștient sau nu, îl apreciem întotdeauna. Ori accept să mergi cu mine acum, o să știi că o să ai probleme mari. Eu nu merg nicăieri, mi este scârbă de tine! Luciana are 24 de ani și este în primul rând un om frumos, cu această clipire de bunătate în ochi. Dar văd că tricoul mă zine ca o rochiță. Da, uite-te puțin, mi-ai și luat și pantalonii, nu mă simt foarte bine, dar pantalonii mi-erau cam mari. Din păcate, viața a început să o lovească și pe ea. Viața merge înainte. Deci, tu trebuie să-ți vezi de viața ta, ești tânără, trebuie să ieși în cluburi. Cu doar câteva luni în urmă, măcinat de boală și chin, tatăl ei a murit, lăsându-le pe Luciana și pe mama ei, Geta, să se descurce singure. Vezi unde pui piciorul? Vezi? Gata. Hai, că mai e puțin. Hai, încă puțin și gata. Draga! Nu este deloc ușor. Unde este copilul meu? Doamnă, calmați-vă, vreau să vă calmați. Unde e? Fata dumneavoastră se află sub protecția poliției. Nu vă pot spune unde se află, dar credeți-mă că noi avem grijă de ea. Astăzi, Luciana și cea mai bună prietena ei, Gabriela, tocmai au terminat ultimul examen și, odată cu el, facultatea. Este un prilej perfect pentru o ieșire în oraș, chiar dacă Luciana pare mai preocupată de grijile pentru ce va urma. Mama, ce mă bucur, Luciana, că am venit aici pe bune. Deci, ce vrei, să stai în casă? Tata, nu mă simt bine, nu e prea multă gălăgie. Băi, de câte ori termin tu facultatea? O singură dată. Am la licența, gata, suntem fericite. Hai, noroc. Tata. Vrei să te învăț cum se bea? Da. Uite, îl dai pe tot pe gât. Pe tot. Hai să vedem. Și acum lămâie repede. Am zis tu că nu-i bun. Foarte tare. Nu să fie tale, lasă că te obinești. După al doilea, nu o să mai cer singură. Ce ți-ai luat? Asta e ce ți-ai ales tu din ce ți-am arătat eu, din hainele pe care ți le-am arătat? Frate, să ziceam, să știi că bluza asta e prea transparentă, fusta asta e prea scurtă, mă simt prea transparentă. Vine încoace, că te-ai închis până în gât. Dar nu mă simt confortabil, uite-te și tu, e păi nu te simți confortabil, că nu ți-am zis eu să alegi bluza asta de pe vremea lui mamaie, care o purtam eu când eram la liceu. Nu știu, mi se pare că nu e de mine, adică nu e stilul meu. Ții minte că ți-am arătat rochia aia roșie, frumoasă, cu paiete, cu decolteu. Aia trebuia să o iei. Asta, dar nu e de mine rochia aia, și așa, e prea mult deja ce am pe mine. Din partea cui? Luciana, cred că avem oaspeți. Hai, noroc. Ce zici dacă dăm să înșine puțin în țara asta? Nu face, n-am niciun ceva bine să stăm acasă, nu am un film ceva. Cum să stai acasă, Luciana, pe bune? De ce vrei să stai acasă? Vrei să plângi? Nu, necesară. Mai, hai să spun ceva, viața merge înainte. Tu trebuie să-ți vezi de viața ta, ești tânără, trebuie să ieși în cluburi, trebuie să te întâlnești cu fete, cu băieți, nu trebuie să stai să plângi. Știi foarte bine, sunt o fire mai retrasă, în momentul de față sunt evenimentele din trecut. Știi ceva, uite, eu te înțeleg pe tine. Da, eu cred că tatăl tău ar fi fost fericit dacă tu ești ca o fată de vârsta ta, nu să plângi pentru el. Da, uite, sunt ca o fată de vârsta mea. Adică mama ta, vezi, a început să, nu știu, să se schimbe puțin, să nu mai poarte doliu. Mama. Și-a dat seama că viața merge înainte și când trebuie să plângă în fiecare mama zi. Mama încearcă să mă fac să ies din situația asta, dar nu pot, e tata până la urmă. Hai, lasă, hai să ne distrăm. Uite măcar în seara asta, te rog frumos, da? De cât timp n-ai mai ieșit tu cu mine? De câte ori ți-am zis eu să ieșim împreună și tu n-ai vrut? Ai stat doar cu capul în cărți. Și în liceu și în facultate. Doar cu capul în cărți, atât. Hai, noroc. Grijulie, Gabriela nu uită să-l bage puțin în seamă și pe darnicul admirator de la masa din spate. Hai să dansăm. Nu, vreau să dansim. Hai, foarte bine că nu vreau, adică... Eu vreau deja că am venit aici. Hai, puțin așa, ia uite ce bun ești. Hai, fata, stai aici. Hai, puțin. Ridică-te în picioare, te rog, Luciana. Nu vreau, că nu mă simt confortabil. Bine. Salut, fetele.
Bună seara. Vă distrați? Da, ne distrăm foarte bine. Mă bucur. Gabriela, pare bine. Ce frumoasă, Luciana, ce frumoasă ești. Da, vă mulțumesc. Apropo, mulțumim pentru cocktail. Mare plăcere. A fost un gest drăguț. Mă bucur. Aș vrea să te invit la mine la masă. Stăm un pic de vorbă, să bem ceva, nu, să ne stăm. Rămân aici, am ieșit să... Cred că nu se supără. Am ieșit să plecem. Sigur că nu mă supăr, bineînțeles. Eu nu vreau, de bineînțeles, Luciana. Rămân aici, vă mulțumim pentru invitație. Totuși o seară frumoasă, e păcat să nu petrecem împreună. Luciana, nu vreau. Tu te rog frumos. Nu este nicio problemă, puteți să vă duceți, o să rămân sigură, nu mă deranjează. În regulă, vă mulțumesc. Poate altă dată. Da, cu altă ocazie. Mai seara bună. Mamă, Luciana, de ce ești așa? Dar ce te costă o seară? Te distrezi? Nu trebuie să faci nimic altceva. Păi, nu zi asta, nu am venit aici să ajuns bărbați. Nu am venit aici ca să te trecem. Să nu trebuie să agăți pe nimeni, Luciana. Reținerea Lucianei este de înțeles, dar nu pentru Eugen. Bărbatul este foarte sigur pe el, atât de sigur încât îndrăznește mai mult decât s-ar aștepta tânăra absolventă. Aici e prințesa. Ce faci? Am venit. M-ai chemat, am venit. Poți nu m-am chemat. E cum m-ai chemat? Nu m-am chemat, cred că m-ați înțeles greșit. Mai făcut o duș toată seara. Nu m-a făcut o duș, prietena mea v-a făcut o dulci. Vă rog frumos, prietena mea v-a făcut o dulci. Haide, lasă. Cred că n-am înțeles greșit. Haideți să ne calmăm. Hai, lasă vrăjeala, că știu eu că te plecat. Haideți să ne calmăm, să discutăm. Ce anume? Calm. Nu, discutăm după aia. Hai, dar acum. Hai să facem aici în baie. Nu, ce să facem aici în baie? Cum adică ce? Ce să facem aici în baie? Nu știu ce. Poftim. Dacă vă aveți nevoie să Să sărbătoresc cu prietena mea, vă rog frumos. Ce bluză frumoasă. Lasă-mi nimic de pe mine, voi chema poliția. La poliția, ce faci cu poliția? Ce faci cu poliția? N-ai ce să faci, vine încoace, păpușă, hai. Păpușă, nu sunt o păpușă, sunt femeie, vă rog frumos. Haide. Ce aveți cu mine, ce v-am făcut? Vrei bani? Nu vreau bani. Câți bani vrei? Nu vreau bani. Haideți că vă plătesc cocktailul, dar vă rog frumos, lăsați-mă în pace. Lasă că-ți mai dai o șansă, bă. Nu vreau. Uitați, luați banii de aici și vă rog frumos, lăsați-mă. Hai, lasă banii, te rog, vină cu aia. Vă rog frumos. Sărut, hai, vină. Ce vreți de la mine? Hai, cum să mă sărutați? Cum să mă sărutați? Ce frumoasă ești, vină. Nu, mai, nu sunt o prostituată, vă rog frumos. Vă rog frumos. Hai, vină să te sărut, hai, hai. Hai, lasă vrăjeala, serios. Vrăjeala, ce vreți să ai? Nu vă mint, vă rog frumos. Haide, haide, vă rog haide, frumos. Haide. Oh. Parașuta d-a-lui. Frustrat și furios, Eugen iese în fugă din club și merge țintă la mașina lui, unde îl așteaptă Marius, șoferul și omul lui de încredere. Băi, ce faci? Vino cu ce ai pățit, șefule? Vino cu ai văzut? Dă-i, șef. Băi, ce faci, mă, te joci? Vino, mă, cu șeful, vorbeam și cu o fată. Bă, ai văzut, mă, o fătucă, o pițiponcă? Ce, șeful? Alergând pe aici? Nu, șeful, n-am văzut pe nimeni, unde? Una mică blondă. Nu, șefule, n-am văzut. Băi, ești culmea, mă, te plătesc degeaba. Nu, ce ești șefule, în pizza? Pe cuvântul, mă, că ești în cruze, șefule. Băi, ești, fii atent, hai, dăm o palmă. Ce să fac, șeful? Dăm o palmă, nu ai înțeles? Nu pot, șefule, te cunosc de prea mult. Bă, nene, dăm o palmă dacă șefule, ți-am spus. Șefule, nu pot. Bă, sunt șeful tău, eu te plătesc. Dacă ți-am zis, dai păi o palmă, de ce să dai, șefule, palmă? Pentru că așa vreau eu, ai înțeles? Dăm o palmă ca lume, ai înțeles? Dar nu vreau mai bine un pumn. Băi, ești nebun, vrei să mă dereglezi de tot? Nu, îmi dai șefule o palmă, dar să nici rămână, palmă, da? Să se vadă, ai înțeles? Da. Haide. Peste față, da? Peste față, mă. Pe unde, dracule? E bine, șefule? Bă, dar ai dat-o, bă, scuza, frate. Scuza-mă, șefule, scuza-mă. Bă, ce mă, te răzbuni? Nu, șeful, cum, doamne? O, alea, frate. E bine? Sună la poliție, acum. Și ce să le zic? O, ce ai dat-o, bă, frate. Ce să le zic, șeful? Zile că am fost agresat și ce să facem, da? Alo? Da. Și le zici să vină încoace, nu știu. Alo, da. Aici suntem, l-a agresat pe șeful. La... Unirii. La Unirii. Unirii, mă, la Unirii, da. Da, e aici, curge, nu, dar e agresat. Nu e, nu e. Da, șef, da. Bine, vă așteptăm. Vă așteptăm aici, nu plecăm, nu. Bă, dar ai dat-o, bă, frate, știu. Scuză-mă, șef. O poză, fă și o poză până vin ăștia, fă-mă o poză, se vadă. Gata, stai, șef. Da, o faci, se vadă, așa. Stai, șeful, că abia l-am luat, șefule. Hai, bagă acolo mai repede, că vin ăștia. Acum, șef. Se vede? Da, stai, nu mai, așa. Gata, șef, ia, vezi, e bine?
Da, mă, e bine. E așa, bine, lasă. Și ți-o dau? Ți-o trimit? Da, bagul. După venirea polițiștilor, Eugen insistă că vrea să depună plângere și este sfătuit să vină la secție dimineață la prima oră. Hai, domnule, în ce hal ajunge omului. Bună ziua! Mai fufe. Am să vă rog să-mi spuneți și mie cum vă numiți. Eugen Minca. Domnule, ce hal am putut să ajung. Domnule, că locuiți în București? În București, în București. În București, da. Bănuiam. Bulevardul Unirii 131. Am să vă rog să spuneți și mie ce etate aveți, ce vârstă. 44 de ani. Luciana și Gabriela au fost și ele legitimate de polițiștii care le-au anunțat că trebuie să vină și ele la secție pentru declarații. Bună ziua, m-au chemat să vin să vă povestesc ce s-a întâmplat. Luați loc. Numele dumneavoastră, vă rog frumos. Ionescu Luciana. Vă ascult. Domnul s-a ridicat de la masă, a venit, a insistat să am o discuție cu el. Eu l-am refuzat politicos, i-am spus că nu vreau să iau loc cu el la masă, pentru că am venit în... V-ați prezentat? Știți cum îl cheamă pe acea... Da, m-a zis decât Eugen și atât. A apărut cam dubios, pentru că era foarte vârstă. Nu aveam aceeași vârstă, în jur de 40, cam așa. La un moment dat eu mă ridic de la masă, îi spun prietenei mele că mă duc până la baie. Ce să vă zic? Sunt penibil, mă simt penibil. Vin aici, am pierd timpul pentru niște fufe. Dar asta e. Aseară eram în bar, beam ceva. Așa. Și la bar erau și astea două fătuci. Ok. A. Eu mă uit la ele, le zâmbesc, ele îmi zâmbesc. La un moment dat, eu, băiat onorabil, le trimit niște cocktailuri. Vă rog, spuneți, vă ascult. Da, imediat. Fetele se uită, zâmbesc în continuare. Una dintre ele, aia mai mică, așa, blondă, mai roșcată, pleacă și se duce la baie și îmi face semn să mă duc și eu. Acolo m-am trezit cu el. Mi-a spus că l-am chemat, că i-am făcut semne. Am înțeles. A venit, a tras de mine, mi-a spus că mă plătește, am scos banii să-i plătesc. Cred că a consumat foarte mult alcool, am impresia că a vrut să mă violeze, a dat să mă sărute. Domnișoara, opriți-vă puțin, e o acuzație foarte gravă. A încercat să vă violeze, v-a agresat, s-a întâmplat ceva. Domnule, gândiți-vă că... A venit pur și simplu, a pus mâna pe mine, mi-a rupt dresul, uitați, nu este un... Vă dați seama, nu veneam da, să vă povestesc evenimentele astea de 11.000 de ori. Pur și simplu. Ne-am dus în baie, m-am dus după ea și acolo am făcut-o. Ați întreținut relații sexuale? Da. Okay, ascult. Când să-i dau banii... Așa, a început că mai vrea mai mulți bani. Mă înțelegi? Da. Eu scosesem portofelul să-i dau, a început să tragă de mine. Și de portofel, să-mi ia portofelul. Vă dați seama, deci să-mi ia portofelul din mână. Adică, stai un pic, furt deja, nu? Da. Așa. După aia eu tot trăgeam de portofel, ea trăgea, mă trăgea de haine. Și la un moment dat îmi trage o palmă, așa, și eu la fugă. Dumneavoastră ați agresat-o fizic? Ați dat dumneavoastră în ea? Nu, domnule, eu sunt om serios, nu fac de-astea, domnule, nici cu o prostituată cum să lovesc. Da, ok. Uite, să-ți arăt și o poză, să vezi cum arătam după ce mi-a dat palma. Și acum se vede, de că sunt umefiat. Dar v-a dat-o zdravă, domnule. Mi-a dat-o. Domnul Mică, am să vă rog să nu părăsiți Bucureștiul. Am să vă rog să mergeți la Institutul Medico-Legal să vă scoateți un certificat medico-legal. Dacă și, trebuie scos, da. Și știți dumneavoastră, sunteți un om prea important, nu are rost să veniți pe aici. Dar domnule, îți dai seama că nu am timp de așa ceva și așa, nu ce hal am ajuns. Da, din cauza deci unei pufe, nu are timp să stau pe la nu poliție. Nu are rost să veniți să stați, da, să vă pierdeți dumneavoastră timpul, dă fel bine, de da. Fel de declarații și tot felul de... Dă dosar, stați liniștit, mă ocup eu personal și totul o să fie... În regulă și mă ții la curent. O să fie... Toate, da? Da, am să vă contactez eu și rămâne să vorbim. În regulă.
Bine, mi-a părut bine, nu mai bine. Vedere. Versat și obișnuit cum atrapa slăcuri, lui Eugen nu e greu să-l convingă pe polițist că a fost victima unei agresiuni. În celălalt birou, Luciana este speriată, iar asta nu o ajută deloc. Vă înțeleg. Vreau să vă comunic că persoana pe care dumneavoastră o acuzați de agresiune sexuală a venit la noi la poliție, a depus o plângere împotriva dumneavoastră și dânsul confirmă, afirmă cu totul alte lucruri decât ceea ce spuneți dumneavoastră. El spune că a încercat să vorbească dumneavoastră, că dumneavoastră a încercat să-i furați banii, că l-ați agresat, el vrea să meargă la spital. El, să știți că riscați să fiți acuzată de multe infracțiuni dumneavoastră pentru furt. Lăsați-mă să termin, vă rog frumos, eu v-am ascultat pe dumneavoastră. Deci domnul Eugen spune că dumneavoastră ați vrut să-i furați banii, că ați încercat să întreține raporturi sexuale cu el. Toate aceste lucruri sunt acuzații foarte grave, domnișoară Luciana. Poftim, în primul rând, de ce ar fi venit un bărbat să spună aceste lucruri? Da, într-adevăr, i-am dat o pană, am încercat să pună asta, dacă ați deci fost în locul meu. Că l-ați lovit. Ascultați-mă puțin, dacă ați fost în locul meu, dacă ați fost... că l-ați lovit. Da, recunosc. Dar dumneavoastră nu v-ați fi apărat dacă ați fost femeia, ați fi stat să vă culcați cu el, este un om necunoscut în primul rând, că eu n-am mers acolo să-l agăț. Mi se pare că arăt ca o prostituată, am vrut să-i plătesc cocktailul, ce tocmai ce am spus și mai devreme. Dar vreau să vă informez că acuzațiile lui sunt foarte grave. Domnul polițist, întrebați-o și pe prietena mea, întrebați-o că am ieșit, pur și simplu tremuram toată. O fată când tremure și plânge, nu înseamnă că asta de bună voie. Eu nu am mers acolo să mă distrez, să beau, să petrec. Vă promit că o să vorbesc cu prietena dumneavoastră, spun cum a spus, o cheamă Gabriela. Gabriela Popescu. Ea a fost cu dumneavoastră în baie când s-a întâmplat toate aceste lucruri? Nu a fost, dar i-am povestit în mare ce se întâmpla. Nici eu n-am putut să, pur și simplu, tremuram. I-am spus în detaliu cât am înțeles, putut. Am înțeles, domnișoară Luciana, promit că o să ne ocupăm de acest caz. O să vorbim și cu prietena dumneavoastră și dacă se confirmă tot ce mi-a spus dumneavoastră, e posibil ca lucrurile să se rezolve în favoarea dumneavoastră. Nu înțeleg, deci... Nu am putut să fac așa, trebuia să stau mai bine acasă și nu prea nu știu ce trebuie să faceți dumneavoastră, domnișoară, eu vorbim despre fapte și lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat. Rămâne să le clarificăm împreună, promit că vă țin la curent și puteți să plecați, nu mai am nevoie de alte întrebări. Rămâne să le țin legătura prin telefon. În regulă, vă doresc o zi bună. Mulțumesc și eu, la revedere. Puțin mai târziu, este rândul Gabrielei să dea declarații despre cele întâmplate. Am luat licența și am vrut să ieșim să ne distrăm puțin. Ea este un pic cam tristă de când a murit tatăl ei, mama ei o duce foarte greu cu banii, este deprimată, nu mai iese din casă, suferă și am vrut să destind un pic. Bine. La un moment dat a apărut barmanul la masă cu două cocktailuri, care erau aduse de la un domn din spatele nostru, care stătea la o altă masă. Nu l-am mai văzut pe dânsul până acum, nu știu cine era. Noi am acceptat băuturile. Am stat de vorbă în continuare cu prietena mea, ne-am distrat. Și la un moment dat... Să înțeleg că n-ați făcut prezentările, n-ați comunicat. Nu, asta vreau să zic, că dânsul la un moment dat a apărut la masa noastră, la bar mai exact, spunându-i prietenei mele să meargă la o discuție cu el. A invitat-o la o discuție. A insistat, eu i-am spus ei să se ducă, că nu mă supăr, pot să stau singură până vă pește. S-a promis suspect în atât de acele persoane? Nu, eu nu știu, bănuiesc că a plăcut-o și a vrut să converseze puțin cu ea, nimic mai mult. De aceea am fost de acord ca ea să meargă, am zis să mai socializeze. Am înțeles. Continuați, vă rog. Bun, ea a refuzat, dânsul s-a dus înapoi la masă. Și prietena mea s-a dus la toaletă la un moment dat. A mers la toaletă. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, sincer, că după ce a ieșit, a plecat în fugă, plângea, a ieșit repede pe scări. M-am dus după ea. Era foarte supărată, plângea și... Deci nu ai fost de față. Nu știu ce s-a întâmplat. N-am știut pe moment ce s-a întâmplat la baie. Am ieșit în fugă după ea și, plângând, mi-a povestit în mare ce s-a întâmplat. Ulterior ai aflat versiunea ei. Da. Să înțeleg din declarația dumneavoastră că tu și prietena ta n-ați fost acolo ca să agățați. Nu am fost să agățăm. Noi suntem studente, am fost în club să ne distrăm.
Cum, domnișoare, n-ați fost la agățat în halul ăsta? Sunt într-o ruche. În ce credeți că sunt îmbrăcată? În chiloți? Haideți să vă readuc aminte atunci. În 2008 martie ați fost surprinsă în parc făcând sex. Ce să fac, domne, în parc? Cum să fac, domne, sex? Eram cu prietenul meu de atunci, ne sărutam și noi mai pasionat. La asta înseamnă sex la dumneavoastră? La mare, în 2010 iulie, ați fost surprinsă pe plajă făcând sex, ați fost amendată de către poliție. Nu, domne, dormeam pe plajă atunci, dormeam îmbrăcată puțin mai sumar, dormeam pe plajă, am fost prinsă dormind, nu făcând sex. Ce credeți, ne vedeți niște prostituate acum, gata, am fost și am făcut sex pe plajă. Nu, n-am făcut sex. Încercați să vă calmați, vă rog foarte mult. Păi cum să-mi spună, domnul, că am făcut sex pe plajă? Rămâne să ne auzim, că anchete sunt în desfășurare, avem datele noastre de contact, puteți să plecați, o să vă contactăm, dacă mai avem nevoie de delegație suplimentare, am înțeles de delegația voastră, o să luăm legătura din nou și cu Luciana, puteți să vă retrageți. Am înțeles, la revedere. Vă rog, pe aici. Mulțumesc. Dragul, ce-a făcut cu ieșirea asta? Deci mi se văd și o dosară, te rog frumos. Păi ce ieșire? Ce ieșire? A căzut... săracul om, mică Eugen, a căzut nevinovat. Din cauza a două prostituate. Ce rost are să te uiți în dosarul ăsta când, pur și simplu, ai văzut și tu cum arată? Dar, Dragoș, dar eu am ascultat și declarația Lucianei, am vorbit cu, nu știu dacă știți, am aflat acum de la Gabriela că Luciana a suferit un deces în familie, tatăle Toma a decedat. Am o stare emoțională, nu pot să cred că ceea ce spui tu, ceea ce insinuezi de fapt, eu nu știu de ce ai asistit insinuări, m-am mutat și eu pe datele pe care nu sunt foarte concludente pentru afirmațiile pe care le-am făcut. Păi și cum poți ieși în club îmbrăcat așa când tatăl ei de-abia a murit? Eu înțeleg ce spui. Și încearcă să profite de el pentru că are bani. Haideți să ne bazăm totuși pe dovezi. Eu înțeleg că ești mai vechi în poliție și o să mai nou, dar haideți să urmărim totuși dovezile. Eu am ascultat-o și pe Lucian, am ascultat-o și pe Gabriela, declarațiile lui, chiar să potrivesc. N-am remarcat noțiuni care să fie un pic diferite sau să se întâmple lucruri pe care tu vrei să le insinuezi. Îți spun eu, ăsta este adevărul. Omul nu este vinovat. Eu n-am vorbit până acum cu domnul. A venit la mine și a depus, a făcut o declarație, a dat o declarație. Eu repet, eu zic să ne concentrăm un pic pe caz, să nu mai facem afirmații hazardate. Eu nu pot să cred că Luciana, care mai avea puțin și plângea când mi-a luat, i-a dat... Eu nu mă hazardez în vorbe, eu spun ce am văzut. Și nici Gabriel nu a avut o atitudine ostilă sau o atitudine de... Nu mi s-a părut versată cu nimic. Hai să fim serioși. N-ai văzut fustă scurtă? Te duci în club? Îți oferă nu știu ce? Tu, ai, să fim serioși. Am atâția ani vechime în poliție, știu cum sunt genurile astea de fete. Dar oricum, interesant datele pe care tu le-ai obținut. Nu le-am avut până acum. Deși cred că ar trebui să fim mai atenți, să vedem exact ce s-a întâmplat. Eu zic că trebuie să mergem chiar la locul unde s-a întâmplat evenimentul, să vorbim și cu barmanul. Și alți martori au mai fost prezent, pentru că din ce am înțeles de la Gabriela, ea n-a fost în toaletă cu Luciana și cu Eugen. Între timp, Luciana ajunge acasă îngândurată și îngrijorată de discuția de la poliție. Mama, întoarsă de la muncă din schimbul de noapte, își dă seama că ceva nu este în regulă. Dar ce ai? Te simt cam... Ești supărată. Ce ai pățit, mama? Aseară, în club, un bărbat mai în vârstă s-a dat la mine, eu l-am refuzat. Cum? M-am dus până la baie, m-am vrut pur și simplu să-mi retușez machiajul. A venit, a tras de mine, mi-a spus că nu o să scap de el. Doamne ferește! Am încercat să fug, i-am dat o palmă și de aici a început scandalul. Păi a venit poliția, Doamne ferește, agresat. Nu se poate! Acum am venit de la poliție, nu vai este foarte frică. Vai de mine! Nu este foarte frică, nu știu ce să fac. Lasă, mamă, că vedem ce facem, sunăm, găsim un avocat, bun, se poate. Tu ești o fată cu minte, nu ai cazier, toată lumea știe că ești un copil bun, da, lasă. Mama, mi-a spus că sunt o prostituată, că am vrut să-i fur banii, că l-am agresat. Nu trebuie să asculți cuvintele astea, noi știm cum ești și o să fie bine. Lasă că dăm niște telefoane și o să fie bine, găsim pe cineva care să ne ajute. Haide. Dacă ar fi fost tata, Dumnezeu să-l ierte, n-ar fi ajutat. Nu mai e tata, dar sunt eu lângă tine, puiule, și eu te ajut.
te ajut și te sprijin, lasă că o să fie bine. Haide, că uite, uite și tu cum ești, cine știe prin cât îi fi trecut și tu, uite. Da, toată ziua ți-a fost greu, haide să-ți faci un duș, hai cu mamă. Haide să ne liniștim, să vedem ce facem și se rezolvă. Cu toate că vorbele mamei o mai liniștesc puțin pe Luciana, nu este încă timpul pentru relaxare. O fi venit vreo vecin la ora asta, e prea devreme. Nu știu, mama. Cred că o fi venit după mine. Eram sigură că n-o să scap. Doamne ferește! Mama, e șoferul a venit după mine. Ce mă fac? Doamne. Eram sigură, doamne, cu ce am greșit? Dăm telefon la poliție. Mama. Haide să dăm telefon la poliție. Mama, hai să deschidem. Hai să lămurim lucrurile. Nu putem să le lăsăm cum așa. Cum s-a deschis? Intră peste noi amândouă. Suntem două femei singure aici. Cine știe ce are de gând să mama, facă? Mama, sunt vecini. Strigăm. Facem ceva în cazul în care... Dar trebuie să lămurim situația. Nu putem să o lăsăm așa. Nu știu, poate mama. Înțeles, nu știu. Poate înțeles greșit. Trebuie să explic că nu sunt o prostituată și că nu vreau absolut nimic de la el. Trebuie să clarific lucrurile. Hai că am mers. Hai, vină cu la ea. Stai, unde să merg? Cum, unde să mergi? La șeful. Ce ai făcut? Ești nebună. E negru de supărare. El vrea să te vadă. Hai să vorbești cu el. Cum m-ai găsit? Nu te interesează pe tine. Eu găsesc pe oricine și când vreau și cum vreau. Haide să mergi să vorbești cu el, că asta, de ce ăsta-i pornit pe tine? Nu, ce ai făcut, ce ai, vrea să te termine. Dar sunt nevinovată! Dar crezi că mă interesează pe mine? Vine să vorbești cu el, ăsta te bagă la prânăie. Deci, ce vrei până la urmă? La prânăie sau aici? Hai să vorbești cu el, vrea să-ți propună ceva, să te... Să ajunge la o înțelegere, nu știu. Hai să vorbești cu el. Dar de ce să vorbesc cu el când pot să iau un avocat? Poți să stai aici și să ajungi la prânăie sau să vii să vorbești cu omul? Poate ajunge la o concluzie, la ceva, poate rezolvi ceva. Gândește-te bine, ești nebună, doar stai aici și vine ăsta peste tine cu câți avocați ai tu și cu toate alea, ori vii și vorbești cu omul. E negru de spărare, tu nu-l cunoști, ăsta e un monstru, dacă vrea te găsește peste tot. Bine. Mama, eu plec. Cum să pleci, mama? Mama, o să fie bine, ascultă-mă. Nu te las să pleci, mama. Nu te las, gândește-te unde te duci. Mai bine, este mai bine așa, ascultă-mă. Voi clarifica lucrurile, mama. Ai grijă de tine. Ai grijă, sună-mă măcar. Da, mama. Sună-mă, dă-mi un telefon ceva. Geta simte că lucrurile nu sunt tocmai în ordine. Ar prefera ca fiica ei să rămână acasă, dar Luciana este convinsă că toată această neînțelegere poate și trebuie să fie lămurită. Aici te-ți la telenovele, mai auzi plantele. Acum mergem sus. Și ai grijă că șeful e foarte supărat. Încearcă să fie mai finuță, mai... Ia, ia un loc aici, presupun că vine. Ia uite. Frumoasă, ce mai faci? Bună ziua, domnule Eugen. Bună seara. Marius, du-te și adu ceva de băut. Okay. Eu nu beau. Eu ok, nu, bine. Te caut eu mai târziu dacă începe. Ce mai faci? Frumoasă ca întotdeauna. Îmi pare bine. Ideea este felul următor. Am venit de aici ca să discutăm, să clarificăm lucrurile. Sunt convinsă că nu m-ați înțeles. Da? Eu nu vreau absolut nimic. Vreau decât o cale în care eu să nu intru la pușcărie. Mm-hmm. Uite, știi ce se întâmplă? Deci eu te vreau foarte mult, știi prea bine și nu renunț la chestia asta, orice ar fi, da? Deci nu există decât varianta să fii femeia mea și să rămâi la mine seara asta. Eu nu-mi doresc acest lucru. Eu sunt... Nu mă interesează ce-ți dorești tu. Eu asta îmi doresc, înțelegi? Eu sunt studentă, nu-mi doresc... Și fac orice pentru asta. Nu-mi doresc ca să fii femeia dumneavoastră. Dar vreau să fii iubita mea, înțelegi? Îți ofer orice. Îți ofer bani, am orice pot să-ți dau. O să ai o viață frumoasă. Eu sunt ești o fată modestă. Nu vreau serviciile dumneavoastră. Nu vreau ca dumneavoastră. Vrei să rămâi așa modestă toată viața? Nu da, îmi place viața pe care o am. Bani și... Îmi place viața pe care o am. Nu îmi doresc una mai bogată. Bine, fetiță, uite care e treaba. Vă rog frumos, da? Să nu mă mai atingeți. Nu te rog, stai jos, că nu te mănânc. Nu-ți fac nimic. Nu vreau stai să mă mai atingeți. Bine, nu te mai ating, da. Așa, treaba e în felul următor. Eu nu renunț la declarația dată la poliție, decât dacă tu rămâi la mine în seara asta. Și dacă vrei să fii femeia mea, înțelegi? Înțeles, sunt sigură că voi găsi un avocat care să mă ajute să ies din situația asta. Avocat? Păi poți să-ți cumpăr acum 5 avocați și toată poliția. N-ai nicio șansă.
eu nu vreau să rămân cu dumneavoastră și nu... Este singura soluție, deci nu mai stăm la discuții. Ai înțeles? Deci ori în pat, ori la pușcărie. Vrei să stai 2 ani în pușcărie? Nu cred că o să reziști. Ce pot să fac? Să fii drăguță cu mine. Ce poți să faci? Să ne simțim bine noaptea asta. Ți-am luat un cadou frumos, o rochie, să te îmbraci cu ea. Mă duc și eu fac un duș și după aceea ne simțim bine. Bine, voi accepta. Eugen reușește să se impună. Fata înțelege că nu ar avea ce să facă, chiar dacă dreptatea este de fapt de partea ei. O, prințesa mea, ce frumoasă ești! Ia să te văd. Nu stă bine rochia asta. Ia fă-mă piruiteză. Uite ce frumos asta. Ce fată, vei să vezi ce zace în fata asta. Bem un par cu vin? Da. Să ciocnim pentru sănătatea noastră și pentru iubirea noastră. Hai, bea. Ce bine arăți. Îmi place. Să trecem la treabă, da? Hai, vină încoace. Fii mai destinsă. Relaxează-te. Ce bine arăți. Ce mult te doresc, nici nu-ți dai seama de cât timp vreau să fiu împreună cu tine. Înțelegi? Și aș face orice pentru chestia asta. Eugen, stai, nu pot să fac asta. Sunt adică... la menstruație. Poftim? Sunt la menstruație. La menstruație? Cum adică ești la menstruație? Nu înțeleg. Hai, lasă prostiile, serios, nu. Asta chiar nu cred. Cum adică ești la menstruație? Îmi spui acum după o oră, stăm împreună și acum spui Eugen, că... nu te mint. Nu te cred. Eu nu te cred. Cred cum că adică? La emoții. Pe emoții, emoții, dar nu înțeleg chestia asta. Nu, e imposibil. Păi cum? Nu vine să cred. Nu te mint. Nu vreau să stric momentul. Pur și simplu. Ai, nu vine să cred. Bem, te încalz, te îmbrac și când să intrăm și noi în acțiune, pauză. Tu ești la menstruație. Nu se poate, auzi? Eu spun foarte serios. Să știi că înțelegerea noastră pică foarte clar și o să faci pușcărie. Vă spun clar. Eu nu renunț. Se va termina și știu. Vom avea și acest moment. Când asta? Păi în seara asta ce a fost? Era un moment, nu? Da, dar n-am putut să spun mai devreme. Nu se poate. Deci spun foarte clar. Deci dacă nu merge mai departe, înțelegerea pică, da? Să fie foarte clar. Imediat după ieșirea lui Eugen, Luciana o sună pe mama ei și mărturisește totul. Vrea să scape de aici. Nu este în stare să meargă până la capăt. O oră mai târziu, Geta vine în ajutorul fiicei sale. Luciana, eu am venit. Ce faci? Haide. Uite, nu se vede nimic, nimeni nu este. Eu cred că nu sunt acasă, dorm, nu știu ce se întâmplă. Haide, ce facem? Cobor tu bine, hai, pa. Te rog. Bine, stai. Stai puțin. Hai, mama, hai. Ia și geanta. Nu ți-e frig, nu te îmbrăca și tu. Ai grijă. Vezi unde pui piciorul. Vezi, gata. Hai, că mai e puțin. Hai, încă puțin și gata. Uf, draga. Hai. Ai văzut bine prin câte am trecut, prin câte ai trecut. Haide să vedem ce facem. Hai. Aole, mama, dar unde mergem? Nu știu, mamă. Eu n-am nicio bani ca să-ți dau de hotel. Nu știu. Am o idee. Ce idee, mamă? Hai să mergem, o să fie bine, hai să vedem. Bine, haide. Luciana insistă să meargă direct la poliție. Nu se poate să nu o creadă până la urmă. Îl găsește pe Laurențiu, polițistul cu care vorbise data trecută și îi povestește speriată ce s-a întâmplat. Nu am unde să mă duc.
Dacă mă duc acasă, vine după mine. Dacă am vorbit și cu Gabriela, nu are posibilitatea să mă țină la ea. Stă într-o garzonieră, locuiește cu a ei. Liniștește-te. Cum să dorm? Dar cum să dormi aici pe trepte? Tu ești un pic... Cum să dormi aici în frig? Uite, știu cum tremuri. Nu să dorm aici. Să dorm în secție, undeva în celulă. Adică nu fac nimic. Nu fur. Nu poți să te pun în celulă, dar nu înțeleg. Ești studentă, n-ai alt coleg, nu te poate ajuta nimeni. Nu înțeleg de Gabriela, nu poate să te ajute Gabriela. Mama ta știe că ești aici. Mama mai știe, dar nu are posibilitatea financiară să-mi dea bani de un hotel sau să mă duc la Gabriela. Cum am spus, locuiește cu familia ei într-o carsonieră. Nici eu nu pot să te ajut cu bani, din păcate. Banii ne intră peste câteva zile, e criză, nu ne-au putea sporile, nu știu, n-am nicio bandă în hotel. Hai că vii la mine, Luciana. Nu se poate. Ba da, vii la mine, discutăm și despre cazul tău, că nu s-a rezolvat, că avem dosarul în desfășurare. Mai stai să povestesc ce s-a întâmplat în club. Nu se poate, nu, niciun caz. Te rog frumos. Rămân aici, dar nu pot, e prea mare deranj. Cum să rămână dumneavoastră? M-ați văzut o singură dată în viața dumneavoastră? Nu se poate. Luciana, trebuie să am grijă. Poliția trebuie să ai apă de cetățenii. Hai cu mine, hai că mergi cu mine. Văd că ai și o geantă. Da, regulă, o să vin, dar rămân decât astă seara, adică nu vreau să fie prea mare deranj, pur și simplu... Rezolvăm. Hai să mergem, hai cu mine, te rog frumos. Impresionat de drama fetei, în a cărei sinceritate crede din tot sufletul, Laurențiu o duce pe Luciana la el acasă. Ești ok? Ai găsit apă caldă? Că eu mai am probleme cu... Vecinul mă așteptă okay, la musafir. Oricum, îți mulțumesc, dar nu ar fi trebuit să vin, e deranjul destul de mare. Te rog frumos, stai lângă mine, oricum, toată povestea asta, din tot ce mi-ai povestit până am ajuns acasă, îmi dau seama că Eugeniu e un canal, e un om fără scruple, nu pot să cred că s-a gândit să-și bată joc tocmai de tine, tu ai trecut prin atâtea... Și de ce sunt tatălui tău? Deci chiar îmi pare sincer pentru tot ce ai pățit, tot ce s-a întâmplat cu tine. Așa a fost să fie, nu am ce să fac. O să discut și cu Dragoș, voi analiza toate dovezile și o să te ajut, crede-mă, chiar vreau să te ajut, vreau să te liniștești, o să am grijă să mă... Sper să găsim o soluție, să nu încă toată lumea spune că eu sunt vinovată. Repet, chiar vreau să te ajut, Luciana, nu merezi toată povestea asta, chiar îmi pare rău, s-a întâmplat și povestea tragică, de ce sunt tatălui tău, toate s-au aglomerat și știu că nu e foarte plăcut pentru tine. Dar văd că... Tricoul mă vine ca o rochiță. Da, uite-te puțin. Mi-ai și luat și pantalonii, nu mă simt foarte bine, dar pantalonii mi-erau cam mari. Da, asta e ok, bine că am reușit să... Chiar nu știam ce să-ți ofer, să te cu ce să te îmbraci. Oricum, îți mulțumesc, puteam să rămâi și în hainele de casă. Doamne ferește, nu e cazul, dar hai să te adignești acum, că deja a trecut foarte mult timp, mi-ai și tu obosită, te rog frumos, așează-te, intră în pat. Nu o să stau lângă tine. Da. Doamne ferește, nu, dormi, te rog frumos, dormi tu, eu pot să dormi pe jos, nu e nicio problemă. Nu, ai stat deja prea mult în frig la secție, nu, te rog frumos, e ok, nu sunt probleme. Vreau să fii liniștită, ai trecut deja prin prea multe lucruri și nu meriți să întâmple toată povestea asta. Meriți ceva mult mai bun. Oricum, ți-am spus, îți mulțumesc, mâine voi găsi o cale să plec, să nu mai stau. Oricum, îți mulțumesc foarte mult. Până mâine rezolvăm. Tu încearcă să te odihnești acum, să te relaxezi. Deci mi-e, te rog frumos, o pernă atât, asta nu te mai deranjezi. Asta e bună? Da, este ok. Încearcă să te dinești acum și vorbim mâine. Laurențiu așteaptă ca Luciana să adoarmă, apoi se ridică tiptil și cercetează geanta fetei. Ce găsește aici îl pune serios pe gânduri. Eugenică?
A doua zi dimineață, Geta vine la secția de poliție să depună plângere împotriva lui Eugen. Din nefericire, nimerește în fața lui Dragoș, polițistul care îl favoriza deja pe față pe Eugen. A venit desfigurată, era cu hainele mototolite pe ea. Nu vă închipuiți prin ce a trecut copilul ăla. Eu când m-am dus, mi-a dat telefon și m-a chemat la o adresă unde o sechestrase, unde a răpit-o, unde a dus-o acolo, domne. Stați puțin, unde ați fost la o casă? De unde ați salvat-o? Am primit telefon de la ea, domnule, nu înțelegeți? Da. M-a chemat acolo, așa, la adresa aceea, m-am dus. Era noapte, era întuneric. Și am coborât-o, am găsit o scară pe acolo. Vai de capul ei cum era. Era disperată, domne, și eu la fel sunt disperată. Doamnă, vă înțeleg frustrarea. Și eu sunt om însurat și eu am copii la rândul meu. Deci aveți copii și înțelegeți. Am copii, înțeleg. Dar v-am spus, nu putem demara nimic. Păi cum, domne, să nu mă ajutați? Doamnă, deci fata dumneavoastră este cercetată pentru prostituție. Cum, domne, pentru prostituție? Copilul meu, domne, dar nenorocitul ăla care a răpit-o, care a sechestrat-o, care a dus-o acolo la mama naibii, unde a dus-o. Era fata în ultimul hal, era, domne, copilul meu e un copil curat. Pă nenorocitul ăla trebuie să-l cercetați și să vedeți, să-l băgați, domne, la pușcărie. Să uite, eu de-aseară nu mai știu nimic de copilul meu, sunt disperată. Da, cine știe, o fi vreun club, undeva. Unde, domne, în club? Când ea era în starea în care era, îi mai ardea ei de club, doamne, iartă-mă. Haideți să vă confruntați cu domnul Mincă Eugen. Să stați de vorbă cu el. Deci să mă confrunt cu el, să stau de vorbă cu el. Ce să vorbesc cu el? Lasă-mă, domne, cu secția dumitale, eu îmi caut copilul, lasă-mă în pace. Doamne, uitați-vă la mine că vreau să vă povestesc. Nu mă interesează ce-mi povestești, dumneata, nu mai copilul meu. Eu știu unde fata dumneavoastră. Unde e? Ce-mi spui despre fata mea? Dumneavoastră. Vreau să vă liniștiți, vă rog mult să vă liniștiți. Eu știu unde este fata dumneavoastră. Unde este copilul meu? Doamne, calmați-vă, vreau să vă calmați. Unde e? Fata dumneavoastră se află sub protecția poliției. Nu vă pot spune unde se află, dar credeți-mă că noi avem grijă de ea. Este partea unei anchete. Într-adevăr, din păcate, este suspect într-o cază furt. Dumneata, caut să mă liniștești, nu-i adevărat. Nu permit lucrul ăsta, sunt de instituție publică, sunt de la poliție și n-am cum să vă induc în oare. Credeți-mă. Domne, sigur, contez pe cuvântul dumitale. Aveți încredere în mine. Bine, domne, bine, deci, dacă este așa. Fata dumneavoastră este sub protecția noastră, nu vă pot divulga unde este, pentru că este partea unei anchete, dar din păcate, într-adevăr, este suspectă într-un furt. Nu e, domne, niciun suspect de furt, nu e copilul meu, e copil curat, domne. Nu e ce vă spun, dar credeți-mă, într-adevăr, sunt suspiciu că ea ar fi furat un portofel și n-a furat, domne, nimic. Astea sunt invențiile lui nenorocit, doamna, ca să profite de ea, domne. Vă spun, dar trebuie să aveți încredere în mine. Fata dumneavoastră în siguranță. Altceva nu pot să vă spun. Bine, domne, bine. Mergeți dacă acasă, este așa... O să vă sun ea că nu se poate, o să vorbesc eu cu ea, că ați venit la secție și vreau să vă liniștiți. Vreau să mă sune cât mai repede. Să mă conving. Dacă nu vin înapoi, domne, trebuie să depun deci reclamație pentru... Mine. Ați vorbit cu domnul Laurențiu. Îmi pare bine. Agentul Laurențiu. Geta, mama Luciane. Repet, o să vă sune fata dumneavoastră. Bine, nu spuneți numai așa ca să... Credeți-mă, doamnă, că nu permit lucrul ăsta. Bine, domne, să mă sune. Bine, vă mulțumesc bine. Pentru ajutor. Bine, la revedere. Laurențiu merge acasă. După întâlnirea de la secție cu Eugen, care venise să reclame furtul portofelului, încrederea lui în Luciana s-a evaporat. Hei, bună! Salut! Ce faci? Eu sunt ok. Ți-am făcut ceva de mâncare. Nu trebuia, că oricum tu pleci. Da, o să plec, dar ce, s-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat. A venit astăzi domnul Mincă Eugen la secție și te acuză pe tine de furt. Ai furat banii și actele. Poftim? Eu nu am furat absolut nimic! De ce ai fi furat? Vreau când să scap de el. Când în ochii mei? Da, mă uit în ochii tăi. E sigură, da? Da. Bine, Luciana, facem ca tine. Ca la poliție, cu dovezi. E geanta mea. Da, e geanta ta, perfect. De acord cu tine. Ăsta e al tău?
Eu ce scrie aici? Eugen Mincă. Ok, la unii se ascultă, mă. Uite ce se întâmplă. Nu am furat absolut nimic. Acest portofel l-am luat doar ca să mă asigur. Știi foarte bine că poate să cumpere Luciana. Orice vrea, nu... Luciana, hoții când sunt prins, pun tot felul de tâmpenii, înțelegi? Nu sunt o hoață, nu i-am furat absolut nimic. Puteam să fur orice altceva. De ce? Avea o grămadă de mișterii, avea o grămadă de lucruri de valoare. Vreau decât să scap de el. Nu fi gata și el, așa, rog frumos. Luciana, declarațiile la oastră de oameni ați furt în fiecare zi. Mi-am pus în pericol jobul, cariera, te-am adăpostit la mine în cameră, am dormit pe jos ca un câine pentru tine și tu-ți bagi joc de mine. Laurențiu, te rog frumos, să pleci. Nu sunt o prostitută, nu vreau o să pleci, am o hoață. Te rog frumos. N-ai ce căuta la mine în casă, casa unui polițist. După plecarea de la Laurențiu, Luciana se întâlnește cu Gabriela, care vine să-i dea niște bani pentru a-și putea lua o cameră de hotel. Ce nu știu fetele însă, este că fiecare mișcare a Gabrielei era urmărită discret. Ăștia ți-a ajuns pentru 3 zile, 3 nopți. Puteam să găsim o altă soluție. Mă, stai liniștită. Până la urmă, știi, mă simt foarte vinovată. Cred că dacă nu insistam să mergi cu mine și să, nu știu, să... Să sărbătorim un club, poate nu se întâmplă asta, să Gabriela, știi. Gabriela, nu trebuie să te simți vinovată, așa da, a fost să fie. Mă simt vinovată, că nu știu, aș fi vrut să nu se întâmple asta. Îți dai seama că ești prietena mea și nu vreau să se întâmple lucrurile el astea. El a insistat, nu aveai unde să știi că el vine după mine la baie și trebuia face să merg cu tine face. La baie să fac ceva, nu știu, să nu te las singură, să nu te scap din nou. Maolo. Uite, te mai sun peste 3 zile și dacă fac rost de bani, vin să-ți dau, da? Deci că nu e un mult. Hotel foarte luxos, dar o să stai comod și niște. Mulțumesc mult de tot. Da? Bine, hai că trebuie să plec. Și chiar îmi pare rău, să știi. Da? Pa, ai bărbi. Grijă. Te-am păpat. Bună, Luciana, ce faci? Eugen, ce faci? Că scap de mine, așa ușor? Dar ce cauți aici? Ce credeai, că scapi așa ușor de mine? Crezi că nu știu că vrei să-i vadezi? Eugen, îi știu toate mișcările. Îi știu toate mișcările. Ți se pare ție că ești liberă să faci ce vrei. Câtă vreme eu îmi doresc ceva, să știi că nu ai nicio șansă să scapi. Bine, eu vă las în pace. Vă doresc o zi bună. Stai puțin să discutăm. Cum adică să stau puțin? Mi-ai făcut de surou. Deci spun foarte clar. Ori accept să mergi cu mine acum, ori să știi că o să ai probleme mari. Eu nu merg nicăieri. Mi se scârbă de tine. Lasă chestiile astea. Vrăjelile astea le-am mai auzit. Deci, vrăjeli? Nu-ți dorești de ce altă... nu te duci la femeile care te acceptă? Eu nu vreau să Luciana, fiu cu tine. Tu nu înțelegi că eu vreau să fiu cu tine și vreau să fii a mea? Da, deci înțelegi? N-ai nicio șansă până nu accept lucrul ăsta, îți spun clar. Nu ai nicio șansă să scapi de mine. Nu vreau absolut nimic de tine. Vreau să mă lași în pace, vreau să pleci. Nu ai nicio șansă să scapi de mine. Crede-mă, nu-ți dorești o viață frumoasă, bani. Îți ofer tot ce vrei. O ce să fac tot posibilul să scap de tine. Ești un om scârbos. Mă fac să râd. Ai tot încercat de fiecare dată râzi. N-ai avut cum să pleci. Nici acum, vezi, știu tot ce faci. Bine. Stai un pic să discutăm. Deci spun foarte clar, dacă nu pleci acum cu mine, ori accepti asta, ori dacă nu o să ai probleme și tu și mama ta. Mama, ce vină are mama? Mama, cum? E mama ta. Îți dai seama că și eu o să-i creez probleme. Deci, o singură vorbă la servici dacă spun și rămâne fără muncă. O să rămâneți pe drumuri. Ascultă-mă ce spun, pe drumuri. Eugen, ascultă-mă. Mă înjur că o să fac tot posibilul să merg. Așa. Atunci, hai. Acum, mergem la mașină. A doua zi, Laurențiu vine acasă la Eugen să îi aducă portofelul recuperat. Habar nu are că Luciana este și ea în vilă. Șefule, vă caută domnul agent. Domnul agent? Domnul Eugen Mincă? Domnul agent, da. Mă bucur mult că v-am găsit. Vreau să vă comunic că ancheta se află încă în desfășurare, încă analizăm probele. Da, vești foarte multe. În schimb, ați văzut că ați rătăcit, am intrat în poziția portofelului dumneavoastră. Vă rog să verificați dacă tot este în ordine. Bravo, bravo. E bine. Cardurile sunt. Banii? Ați luat ceva din bani? Nu procedăm în acest fel, domnule. E... Vă rog frumos. Hai mă, puștule. Da, am înțeles. Știi ce vreau să te rog? Vă ascult. Drăguță, eu sunt foarte ocupat, din fire. Am multe treburi pe cap, am afaceri. Faceți voi tu cu Dragoș, cu colegul tău, faceți voi actele pe acolo și să nu mai vin eu pe la secție să primești genți în cap tot timpul. Înțelegi de la nebune. Ai văzut ce s-a întâmplat de prăt. Da? Hai, te rog eu frumos. Aranjează-ți treburile.
Eu vă înțeleg, da, pe dumneavoastră, vă înțeleg situația, dar nu putem proceda în acest fel. Suntem o instituție, avem legi de urmat, avem, da, procedurile de noastre de finalizat, nu putem proceda, mm-hmm, în acest fel. Știți și dumneavoastră, n-am cum să fac acest lucru, avem nevoie, da, să veniți dumneavoastră la secție ca să analizăm și să continuăm ancheta, să fie tot ok. Hai mă, puștule, fii serios. Hai mă, că știm că se aranjează toate treburile astea într-un mod altfel, da? Deci lasă așa cum e, du-te, vorbește cu Dragoș, aranjează cu el și ne mai auzim, da? Nu știu despre ce vorbiți dumneavoastră, repet, la noi în secție nu se procedează așa cum credeți dumneavoastră. Avem legi de urmat, avem anumite proceduri de finalizat, nu vă pot ajuta în acest mod. O să vorbiți cu colegul meu. Procedurile sunt pentru alții, nu pentru mine, așa că lasă, vorbește cu Dragoș și mai ne vedem noi. Bine, hai, salut, că am treabă. O să vă vorbesc cu colegul meu, la revedere. Pa, la revedere. Laurențiu pleacă, dar înainte de a ieși din curtea casei lui Eugen, Luciana îi iese în cale. Trebuie neapărat să-i spună cum stau lucrurile de fapt. Tu ce cauți aici? Nu am venit de bunăvoie. Aseară îmi povesteai că te agresează, că vrea să culce cu tine, că te forțează, că te deranjează prezența lui. Ai venit la mine acasă, te rog frumos, potolește-te, lasă-mă să spun ce am de spus. Nu-ți fac rău, tu-mi faci mie rău. Vii la mine acasă cu povești, cu texte, mă faci să mă atașez de tine. Eu pot să-mi pierd slujba pentru lucrul ăsta, simt niște lucruri pentru tine, că nu trebuia să mă atașez, nu trebuia să mă implic în povestea asta mai mult decât trebuia. Și tu vii cu povește, văd îmbrăcat așa ca o femeie ieftină, ca o femeie ușoară, ca o femeie de pe stradă. Laurențiu, aici nu am venit de bunăvoie, nu mai am ce să fac, am luptat destul, nu mai pot să lucru mine, cu el. Luciana, i-am adus portofelul cu acte, portofelul care l-am găsit la tine în geantă. Nu știu cum a ajuns acolo, nu mă interesează, dar voi vă bateți joc amândoi de mine. Deci tu ești o femeie ușoară, o femeie ieftină, ți-ai bătut joc de mine și m-ai mințit, ești o mincinoasă ordinară. Dacă te-a vedea taică-tă cât de ieftin ai putut să fii, uite-te și tu la tine cum ai ajuns, uite-te în oglindă, te rog frumos, uite cum ești îmbrăcată. Așa vrei să trăiești, așa vrei să trăiești? Frumos, mai încet. Nu vreau să vorbesc mai încet, tu nu vrei să nu mă interesează, că n-am nimic de pierdut. Oricum mi-am pus slujba în pericol din cauza ta. Când trebuia să te tratez ca pe o femeie oarecare, ca pe orice bantă de pe stradă pe care o închetez, o duc la secție și dau drum pe stradă. Nervos, Laurențiu pleacă, lăsând-o pe Luciana deznădăjduită. Văzând că nu mai are nici măcar un sprijin, fata se lasă cuprinsă de disperare și recurge la o soluție îngrozitoare. Lumina din ochii Lucianei s-a stins de tot. Resemnată cu o soartă potrivnică, fata se întinde pe pat, așteptând un eliberator sfârșit. Bună, draga mea! Ce faci? Hai că a venit și clipa aia. De data asta nu mai scapi, îți dai seama. Ce faci, drăguță? Luciana! Luciana, trezește-te! Luciana, ce ai? Trezește-te! Marius! Marius, vină încoa! Marius! Zici ce-ți vină încoa, nu știu ce are asta. Ce? Mai trăiește, nu știu ce a pățit, nu știu ce a luat. Hai să o ducem la spital. Ha! Asta mai lipsea. La spital, puțin mai târziu, Eugen așteaptă cu înfrigurare verdictul medicului. Știe foarte bine că dacă fata pățește ceva, va avea probleme serioase. Bună ziua, domn doctor. Bună ziua. Eugen Minca sunt, doctor. Soțul doamnei cu pastilele. A, dumneavoastră, da, sunteți soțul, exact, doamnei. Da, da, da. Care e starea? Să știți că starea critică a trecut. I-am făcut niște spălături, mm-hmm, dar cantitatea de medicamente ingurgitată, și nu glumesc, putea să aibă un sfârșit rău. Da, am tras o sperietură. Dar am ajuns la timp, totuși. Bine că mi-ați adus un timp util. Ea trebuie să mai rămână încă vreo 2-3 zile sub supraveghere. Absolut. Pentru că am încredere deplină în dumneavoastră. Și noi ne facem datorie. Vă rog eu frumos. Nu e cazul. Nu, să știm cum merg treburile. Nu e cazul. Noastră ca soț. Ce soț, domnul doctor? Ce soț? Nenorocitul ăsta. Din cauza lui fata mea este în spital. Din cauza lui a luat pastile. Domnul doctor. A încercat să se sinucidă. Domnul doctor. Se poate. Cum să mă liniștesc? Din cauza lui a
a răpit-o, a sechestrat-o, domnul doctor. Sunteți mama fetei? Da, sunt mama fetei. Cum este? Cum se simte? Important este că fata este bine. Dacă e bine? Să vizitați, da, dumneavoastră îmi spuneți sigur că e bine? Da, dar vă rog să vă calmați. Mă calmez dacă spuneți că într-adevăr e bine fata. Pot să intru să o văd? Haideți să vă rog să vă calmați. Bine, domnul doctor. Nu, 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 bine, bine, mulțumesc, mulțumesc, domnul doctor. Chiar în stare de semiconștiență fiind, Luciana apucase totuși să-l roage pe doctor să o anunțe pe mama ei ce s-a întâmplat. Copilul meu frumos, fetița mea dragă, fetița mea, fetița mea, în ce stare te-a adus nenorocitul? Mama, iartă-mă! Cum să renunți tu, mamă, la viață? Cum să faci tu așa ceva, mamă? Cum să te pierzi și pe tine, frumoasa mea, când pe tine te mai ia? Mama, lasă, mamă, lasă, cum nu l-ar mai răpta bunul Dumnezeu de nenorocit? Cum, mamă, nu te-ai gândit la viața ta? Cum să faci, mamă, așa ceva? Fetița mea, frumoasa mea, iubita lui mamă, cum să mă lași, mamă, și tu singură? Of, Doamne, 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 iubita lui mama, iubita mea, draga lui mama, fetița mea frumoasă. Of, Doamne, 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 iubita mea, iubita mea, fetița lui mama, draga lui mama, puiul meu drag și scump, iubita. Nu mai vorbi, mamă. Lasă, odihnește-te, odihnește-te, să-ți revii. Fetița mea dragă și frumoasă, cum să faci tu așa ceva, mamă? Nu se merită pentru nenorocitul ăla, nu l-ar mai răbda bunul Dumnezeu de nenorocit. Frumoasa lui mama, frumoasă, fetița mea, iubita mea, fetița lui mama, fetiță, fetiță dragă și scumpă. Lasă, mamă, că o să fie bine, să revii, stăm de vorbă și o să fie bine, mamă. O să te faci tu bine, puiul, mamă, drag și scump. Uite în ce hal te-a adus, iubita lui mama, iubită. Între timp, la secția de poliție, Laurențiu învârte declarațiile de la dosar într-o parte și în alta, încercând să le pună cap la cap. Vrea să scape odată pentru totdeauna de acest caz. Salut, Laurențiu. Salut, Dragoș. Ce faci? Muncesc. Puu, mă, frate, arăți de parcă ai dormit aici. Arăți ca naiba. Nu vă înțeleg care e problema ta. Vreau să rezolv cazul ăsta, am motivele mele. Lasă-mă să-mi fac treaba. Apropo, tipa de la bar care a furat portofelul de un mincă. E suspectă. Ok. Ar fi încercat să se sinucidă, dragă. Ar fi luat două, trei pastile și a dat cu toată lumea pe spate. Când vezi, spus? Doamne, ia mai se o dată, moară. Mai spun o dată, mai spun o dată. Păi îți spun. A încercat să se sinucidă, a încercat să ia două, trei pastile și la spital. Ce nu înțelegi? E sigur de ce spui? Sigur că da, nu știi ei. Nu, când s-a întâmplat asta? Acum, în seara asta, acum câteva ore. Tu de unde știi? Pentru că am fost informat. Te-a sunat cine? Domnul Mincă m-a sunat pentru că este îngrijorat. Să tipele astea să nu-i facă probleme, să nu ajungă... Unde s-a întâmplat asta? La el acasă. M-a sunat domnul Mincă, e foarte îngrijorat că... să nu-i facă probleme, să nu ajungă... Am plecat, lasă-mă! Laurențiu înțelege acum că povestea care îi se părea atât de clară este de fapt cusută cu ață albă. Luciana? Luciana? Luciana, mă auzi? Laurențiu, ce cauți aici? Am venit să te văd. De ce ai făcut asta, Luciana? Deci să mai trăiesc, am pentru ce. Ce mie că stau cu el, ce mie că intru în închisoare, e același lucru. Dar mie îmi pasă că trăiești, Luciana. Chiar îmi pasă.
Laurențiu, de ce ai venit? Nu te înțeleg. M-ai făcut hoață prostituată. Mi-ai spus că sunt ca toate celelalte. Nu te înțeleg. Ce vrei? Te știi că vreau să mă ierți. Când am aflat că ești în spital și am venit spre tine, știu că sună o nebunie, știu că nu o să vină să crezi, s-a întâmplat totul foarte, foarte repede, dar cred că m-am îndrăgostit de tine, Luciana. Laurențiu, și eu țin la tine, doar gândește-te, am trăit prea multe evenimente care nu trebuia să le trăiesc, dacă nu mă dădeai afară, dacă aveai încredere în mine, dacă pur și simplu nu mă alungai și aveai încredere în mine, cu siguranță acum nu mai eram aici. Știi că tot ce ți-am spus, ți-am spus la nervi, Luciana, ți-am spus pentru că am greșit, deci recunosc că am greșit, recunosc că am făcut multe greșeli. Sunt și eu un om, dar vreau să mă iert, Luciana, și îți promit că o să am încredere în tine de azi înainte, îți promit că o să te ajut să scap de Eugen, o să rezolv acest caz pentru tine și Eugen o să facă pușcărie, pentru că nu meriți tot ce ți s-a întâmplat. Iartă-mă, te rog mult de tot să mă ierți. O să te iert, Laurențiu. Promit că o să am grijă de tine și promit că o să am încredere în tine și orice o să-mi spui de azi înainte, o să te cred pe tine. Chiar îmi pasă de tine și am nevoie de tine, Luciana. Am nevoie de tine. O să-ți mai dau o șansă. Mulțumesc. Hai, odihnește-te. Am grijă de tine. Laurențiu se întoarce la secție hotărât să facă totul pentru a dovedi adevărul, de care acum este sigur. Pentru început, va trebui să poarte o discuție cu colegul lui, Dragoș. Dragoș, ai două minute? Da, te rog. Vreau să știu și eu ce știi despre domnul Eugen Mincă, pentru că nu pare un om care să spună adevărul. Băi, băiat, nu e treaba ta de domnul Eugen Mincă. Îl cunosc. Și nu înțeleg ce anume mai exact vrei să afli tu, ce anume... Deci mi se pare un om cu două fețe, un om care spune doar jumătatea de adevăr, văd că tu cunoști de foarte mult timp, am impresia că sunt foarte apropiați, toată povestea asta, declarațiile, tot e foarte apropiat de tine, mă interesează despre este el. Un om cu bani, cu influență, deci nu are rost să... Dragoș, eu când am acceptat această slujbă, m-a interesat foarte puțin banii oamenilor pe care îi anchetez și cu atât mai puțin mă interesează și domnul Eugen Mincă de banii lui. Nu te-am întrebat de bani, te întreb dacă eu îmi dă încredere sau nu. Ce spune, din ce spune el, cât e adevăr, cât nu. Ce știi tu despre afirmațiile, despre declarațiile lui? Măi, el într-adevăr a fost la acel bar, i s-a pus pata pe persoana respectivă, fata s-a dus la WC-ul și acolo au făcut sex. Știi bine că lucrul ăsta nu e adevărat. Acea fată, acel suflet nevinovat a venit la noi în secție. Știi tot ce s-a întâmplat cu ea? I-a murit tatăl. De nu pot să cred că tu îmi susții în continuare că Eugen Mincă a încercat să întrețină raporturi sexuale cu ea. Laurențiu, am 20 de ani în poliție. Eu știu cum merg treburile. Ești de 3 ani. Ai timp. Ai să vezi ce înseamnă oamenii cu bani, oamenii cu influență. Deci, Dragoș, eu am impresia că tu ești mai implicat decât spui. Cât de implicat ești în povestea asta? Dar nu sunt implicat. Eu ți-am spus adevărul. Dar de ce e apărarea? Ceva nu e în ordine. Tu văd că tu nu e lucrul care a fost prezența de vinovăției Lucianei. Deci o consider pe ea o femeie de moral burșoară. Zici și mie care e adevărul. Repet, ce e adevărat și ce nu. Suntem amândoi în birou ăsta. Nu e nimeni. Nu e nici Luciana, nici Eugen. Spune-mi tu adevărul. Lasă tu adevărul, Dragoș. Deci tu crezi că domnul Mincă, dacă ar fi vrut la banii care îi are, ar fi cumpărat-o și pe Măsa și pe Tasu? Te întreb o dată, eu te simt implicat, mie poți să-mi spui adevărul. E, mă simți tu pe mine implicat, acum te-ai găsit tu polițistul cu morală. Mă simți pe mine, cu ce mă simți? Nu înțeleg care e rolul tău. Ții apărarea, de ce ții apărarea lui Eugen? Vreau să știu adevărul, tu nu vezi că tu susții în continuare că Luciana ar fi o femeie ușoară și știi lucrurile că nu stau chiar așa, ai văzut-o și tu, ai auzit declarație ei. Ce căutam amândouă în bar? De ce ții apărarea lui Eugen? Dar nu-i țin apărarea. Dar ăsta e adevărul, ți-am spus. Deci atunci, în continuare susții că Luciana e de vină și că Eugen e un om care e o victimă. Deci, practic, este căzut victimă în această... E sigur că nu ești implicat, Dragoș?
Sunt. Cât de implicat ești? Atât cât să merg să fac afaceri în Tenerife. Poftim, ești mulțumit? Dragoș, tu vrei să spui că ai luat bani de la omul ăsta? Lasă mâinile. Dragoș, puta la mine, deci tu ai luat bani de la omul ăsta și tu vrei în continuare să rămâi în poliție? Băi, băiatule, o să merg la șeful meu, la șeful nostru. Băi, băiatule, bagă mâna din cotul. Ești prea mic ca să te poți lua cu Eugen Mincă, pentru care foarte mult, e foarte influent. Nu o să mai rămâi în poliție. Ai să crezi că o să te arzi. Nu o să mai rămâi o să ajungi la poliție la... Geta încearcă și ea, după puterile ei, să-și ajute fata. Femeia merge la Eugen să discute cu el omenește, încercând să-l convingă să-i lase fata în pace. Eugen! Eugen, ieși afară! Eugen! Eugen Mincă! Ah. Ai venit, nu? Ai venit, nenorocitule! Vino cu acea că trebuie să stăm de vorbă. Ce cauți aici, în curtea păi mea? Cum adică? Ce cauți aici? Chem poliția. Ieși afară. Chiar vreau să chem poliția. Cheamă poliția, cheamă televiziunea, cheamă vecinii, să știe toată lumea cine ești. N-avem ce discuta în curtea cum mea. Cum adică nu avem ce discuta? E vorba cineva? Despre fata mea, e vorba despre cine copilul meu. Aia? Ce ramă? Cum îți permiți să vorbești așa despre ea? Păi îmi fură banii, vine la mine nu în casă. Nu ți-a furat niciun ban. Nu a furat niciun ban de la tine, nu să mai nu spune. Mai scorneri. Ai căutat crezi numai că... ca să te culci cu ea. Crezi că e fată cu minte? O nu este adevărat. Eu. Nu este nimic adevărat. Vorbește așa, scoți acum de la tine. Hai, ieși afară. Ieși afară. De ce să ieși afară? Hai. Nu ieși, domne, deloc hai, domne, afară. Ieși odată afară. Nu ieși deloc afară. Stăm aici treabă și o rezolvăm între noi. Ce să rezolvăm? Păi ce cum vrei? Adică? Ești nebună? Ce vrei să rezolvăm poate, acum? Poate că sunt și nebună. Gata, am înnebunit. Pentru copilul meu sunt și nebună. Bine, uite, ce eu am fac acum niște treabă. Discutăm altă dată. Ești de acord? Nu, hai, nu, mă, afară, nu plec nicăieri. Absolut nicăieri nu plec. Ieși afară. Merge acum cu mine la poliție să-ți retragi acțiunea de acolo, plângerea, și să vedem dacă tu ai dreptate sau fata mea. Uite, acum n-am timp, am niște afaceri urgente. Dar nu mă interesează mâine. Pe mine de afacerile tale, pe mine da? Mă interesează de copilul meu. Ce ai făcut Panara copilului Maia meu? Panorama aia care îmi fură banii. Adică? De ce vorbești așa despre păi, ea? Asta e realitatea. Ai momit-o, ai adus-o aici, una, alta. Hai, ieși și... afară, te rog. Hai. Nu ieși deloc afară, nu ieși deloc. Femeie, lasă să se audă și toată lumea. Ești nebună? Ieși afară poate din curte. Am înnebunit, da, pentru copilul meu sunt nebună. Te și strâng ce vrei? Acum ce vrei? Păi cum? Să mergem la poliție și să scrii acolo, să-ți retragi plângerea bine, care ai făcut-o. Bine, mă duc mâine. Mă duc mâine și retrag declarația. Nu te duci când vrei tu. Nu te duci când altă vrei hai tu, mergem acum, să fie clar. Mergem acum și o rezolvăm. Eu nu am timp acum, am alte treburi de rezolvat. Dar mâine ne întâlnim la poliție și retrag. Pe mine nu mă interesează ce treburi ai tu, să fie clar. Înțelegi? Hai, eu trebuie să afară, rezolv situația pentru enervat, copilul înțelegi meu. Înțelegi? M-am enervat, vrei să chem bodyguard-ul? Să-mi fac păcate, poți să hai, chem ieși și bodyguard-ul, haide, poți să chem haide, și poliția, haide, poți să chem și vecinii. Uite, să audă și vecinii ce nenorocit ești. Ești nebună, ce ai? Vrei să mă audă tot cartierul? Să audă toată lumea. Mergem mâine la poliție și dau declarație că totul așa și rezolvăm. Ce să merg mâine la poliție? Nu, uite acum îmi scrii mie aici hai, frumos, femeie, nebunit, nu mă interesează, uite acum am scris mie aici hai, tot niște... ce trebuie am ca să recunoști. Vorbim mâine, nu da? Mă... afacerile pot aștepta, eu nu aștept aici, aici până când circ, facem circ, facem tot ce vrei până hai, când nu scrii aici și nu recunoști că tot ce ai scris în plângerea este fals. Dă-mi pace și lasă-mă în pace. Nu te lasă, fie clar, scrii acolo tot cum s-a întâmplat, așa cum trebuie. Că nici nu mai pot să vorbesc, mai făcut din om neom. Se pare că Eugen a fost marcat de tentativa de suicid a Lucianei și a decis să se potolească. Geta pleacă mulțumită de succesul repurtat. Două zile mai târziu, Laurențiu merge la spital să o vadă pe fată și să-i povestească despre trădarea colegului Dragoș. Bună ziua! Bună ziua! Nu vă supărați, o caut și eu pe domnișoara Luciana. Știu că a fost internată acum câteva zile chiar aici în salon. A, domnișoara, cu probleme. Îmi pare rău, dar a plecat acum două zile. Nu știați? Nu știam. Când a plecat? Nu, a hotărât singură să pleacă. Să plece. A semnat și a plecat. Tot în ordine? Tot în ordine, dar pe semnătura ei a plecat. Îmi pare rău. Mulțumesc. E ciudat. De ce ar fi plecat Luciana fără să-l anunțe și pe el? Laurențiu încearcă să afle mai multe. Alo? Bună ziua, domnișoara Gabriela Ionescu? Da? Laurențiu la telefon, îmi cer scuze că vă deranjez. Vreau să vă întreb, știți ceva de Luciana? Am fost la spital și n-am mai găsit o internată.
Luciana pleacă astăzi cu mama ei la Ialomița, la țară. Astăzi? De unde? Gara? Autogara? Autogara Obor. Pleacă cam într-o oră. Într-o oră? Hai, mulțumesc mult. Mă duc. Mulțumesc mult. Laurențiu simte că trebuie neapărat să o vadă pe Luciana. Nu o poate lăsa să plece pur și simplu. Azi, mama, i-am uitat taragazul deschis. L-ai închis tu? Nu, l-am oprit eu, mama. Am avut grijă de tot. Am lăsat și cheile la Hortensia ca să aude florile. Are ea grijă de tot. Dar ce e că te văd? Lăsă, mamă, că e totul sub control. Luciana! E totul sub control. Mergem câteva săptămâni. Luciana! Laurențiu, ce cauți aici? Cum ai putut să pleci fără să-mi spui? Poftim, cum am putut să plec? Am mai făcut prostata, m-ai dat afară din casă. Ai făcut toate astea și acum spui cum am putut să plec, să nu spun? Luciana, am o veste bună. Am vorbit cu procurorul. Eugen va fi anchetat, va fi arestat. O să scape toate problemele, Luciana. Tu vorbești serios? Ai încredere în mine, da. S-a terminat? Da, Luciana, s-a terminat. Vai, ce mă bucur. În sfârșit o să primească ce merită nenorocitul ăla. Ai văzut, mamă, că tot răul e spre bine. Ai văzut, mamă. Te rog frumos să mă ierți. Pare că n-am avut încredere în tine. Să fie bine, mamă. Mulțumim mult de tot și ție, Laurențiu. Mulțumim, mamă. Gata, coșmarul Lucianei a luat sfârșit. Ba mai mult, se pare că a fost înlocuit cu un început de vis frumos, unul în care iubirea care se înfiripă între ea și Laurențiu va face ca ochii fetei să redevină luminoși. Câteva zile mai târziu, Eugen apare din nou la secție în biroul lui Dragoș. Este nervos și sătul de probleme. Rezolvă-le odată pe astea, că m-a săturat de tine și de poliția ta. Mă paște pe la toate colțurile. Domnul Mică, nu vă supărați, m-am spus de la început, totul o să fie ok, acest dosar. Bune, ce naiba? Deci acest dosar va fi soluționat. Fița nu vă faceți de râs. Fița nu poliția, nu vă face, de mult. Deci nu vă faceți niciun fel de probleme. Bine, ai grijă de gherțoi ăștia, pune-i la punct. Deci că sigur că da, totul este sub control, va fi bine, o să vedeți că va fi o finalizare exact. Mă, nu te plătesc degeaba, rezolvă odată. Sigur că da, deci v-am garantat, stați liniștit că acest dosar va fi ok. Dragoș Tănescu, Eugen Mincă, numele legii, sunt arestați. Și asta, mă? Și asta, mă? Ți-am spus că nu te iert. Ți-am spus că nu te lasă să faci de cap în secția asta. Fiecare primește ce merită. Aceasta este morala unei întâmplări în care nedreptatea și răutatea au fost până la urmă învinse. Desigur, nu se întâmplă mereu așa, din păcate. Dar trebuie să ne păstrăm încrederea că, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, adevărul, dreptatea, iubirea reușesc să triumfe. Nu știu cum să spun, dar cred că ar fi mai bine să lași pe Radu în pace. Nu te încăpăți. Nu mai vreau să mă chinui. Nu vreau să țin niciun tratament. Nu vreau să mă îndopați din medicamente. Nu mai vreau să mă chinui. Vreau să trăiesc fericit alături de Alice. Și Alice nu vreau să știe că sunt bolnav. A râs foarte bine, ca întotdeauna. Zi. Păi mă gândeam să mă mut la tine. Te iubesc, să nu pleci, să nu mă părăsești. Cum să plec? Cum să te las? Să nu mă părăsești, uite-te la mine. Pe tine nu o să te locuiască nimeni vreodată. Nimeni. Deci viața și sufletul meu.